El zice și se face. Poruncește și se poruncește, ia ființă. Dragii mei, au trebuit să treacă mileniile peste noi ca să descoperim că totul există pentru că cineva a zis. Și că la baza întregii creații stă o simplă informație. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și această slavă a întrupatului Fiul al lui Dumnezeu este scoasă în evidență nu doar prin vorbele Lui, prin predicate pe munte, ci în mod special prin demonstrarea puterii Lui asupra întregii creații. Și ne aflăm în secțiunea asta puterii împărăției. Am văzut Evanghelia Părăției în capitolul 5 la 7 și în capitolul 8 la 9 avem puterea împărăției. Dar aduceți-vă aminte de felul în care au decurs lucrurile în Matei. Vine Ioan Botezătorul și începe o trezire spirituală undeva în Iudeea, la Iordan. Domnul Iisus coboară din Nazaret, vine la Iordan, este botezat de Ioan, confirmat de Tatăl în apa botezului, după care dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. După 40 de zile și după biruința asupra celui rău, el, al doilea Adam, ca să răscumpere toată greșeala primului Adam, aude că Ioan a fost pus în temniță și se întoarce înapoi în Galileea. Se așează în Capernaum și toate minunile lângă care stăm, capitolul 8 și 9, sunt făcute undeva în jurul Mării Galilei. Aveți o privire din satelit a mării și undeva în nord se stabilește Domnul Iisus Hristos și acolo în jurul câtorva cetăți își face lucrarea până când se va întoarce apoi spre crucea din Ierusalim ceva mai târziu în carte. Dacă priviți nordul Mării Galilei, aveți aici muntele fericirilor, aveți acolo câteva cetăți, Capernaum, Betsaida, Horazim, aveți înălțimile Golan deasupra și dacă m-aș muta undeva într-o barcă, așa cum îl întâlnim pe Domnul Iisus într-o barcă, dar pe o mare liniștită, și-aș privi înspre nordul Mării Galilei, în fața mea este Capernaumul. Dacă mă așez pe malul lacului sau malul mării și privesc dinspre Capernaum, înaintea mea înălțimile Golan, am Decapole și am Gadara, unde vor fi îndrăciții pe care îi vom întâlni și astăzi. Ceea ce face Matei, el ia și grupează toate minunile Domnului Iisus Hristos și le împarte în trei categorii, intercalând câte o discuție sau câte o chemare după fiecare grupaj de minuni. Aduceți-vă aminte de ce ne-a vorbit Manu duminica trecută. Mai întâi vindecă un lepros, coboară de pe munte și leprosul probabil era în afara cetății și aleargă la el, Domnul Iisus îl atinge și îl vindecă. Continuă drumul, ajunge la porțile cetății și apare sutașul roman și spune o vorbă și vindecă copilul. Intră în cetate și soacra lui Petru zăcea prinsă de friguri, o atinge, ea se ridică, începe să slujească. Și în seara aceea, spune textul, s-a adunat o mulțime de bolnavi și el a vindecat pe toți, a curățit și a scos afară duhurile necurate din cei care au venit la el. Iar Matei vine și aduce ca și o concluzie, ca o interpretare într-un fel acestor minuni, versetul 5 din Isaia 53. Oare de ce o face? Dragii mei, este ușor să pretinzi că ești Mesia, că ești Hristosul, că ești Fiul lui Dumnezeu. Poți spune ce vrei. Dar toate aceste lucruri trebuie demonstrate. Și în primul rând, Domnul Iisus Hristos însuși trebuia să intre pe ușa Scripturii, pe porțile Scripturii, ca să poată deveni El însuși mai târziu poarta spre viață. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea,
El se legitimează prin această desfășurare de putere divină în toate vindecările pe care le-a făcut în Capernaum. Imediat după aceea urmează discursul în care vine un cărturar și vrea să-l urmeze și un ucenic care ar mai întârzia puțin să-și rezolve lucrurile pe acasă. Și Domnul Iisus ne spune că în momentul în care te întâlnești cu El și începi să descoperi cine este El, nu poți să nu dai un răspuns. Trebuie să spui da sau nu, vrei sau nu vrei, să-L urmezi, recunoști sau nu recunoști. Dar întrebarea este dacă ai pornit pe urmele lui Iisus, cum trebuie să o faci? În primul rând, cu o motivație corectă. Cei mai mulți venim la Hristos, dragii mei, pentru ceea ce putem obține de la El. Dar, în esență, asta este idolatria. Pentru că nimeni nu și-a făcut vreodată un idol sau și-a turnat un Dumnezeu fără să tragă vreun folos din el. Ori, ceea ce noi uităm e că nu Hristos a fost făcut pentru noi, spre slava noastră, ci noi, spre slava Lui. Și de aceea, motivația cu care venim la El este foarte importantă. Și veți vedea că ultima minune din această zi se termină pe iertarea păcatelor. Ori El n-a venit să vindece pe toți bolnavii, să curețe toți îndrăcișii, toți leproșii, să învie pe toți morții. Nu, dragii mei. În Marcu, capitolul 1, versetul 45, ni se spune că după ce a vindecat într-o seară, El pleacă în munte să se roage. Și îl caută ucenicii disperați. Zice, Doamne, e un spital întreg care te așteaptă. Și Domnul Iisus spune, veniți să plecăm în altă parte și lasă nevindecați pe toți și se duce să propovăduiască Evanghelia. De ce vin la Hristos? Care e motivația inimii mele? Care e problema mea fundamentală? Că n-am pâine, că n-am apă, că n-am slujbă, că-s bolnav? Nu, dragii mei, sunt boli mult mai mari, pentru care rare ori plângem. Boala păcatului care cuprinde pe copiii noștri, pe nepoții noștri, pe tinerii noștri și de cele mai multe ori și pe noi. Dar lângă o motivație corectă, când vii la Domnul Iisus Hristos, trebuie să vii cu o dedicare totală. Pentru că nimeni nu se convertește fără să-L mărturisească pe Hristos ca Domn, ca șef, ca autoritate ultimă în viață. Nimeni nu vine la Hristos dacă nu-i dispus să ia dreptul de a hotărâ binele și răul, să-L pună înapoi în mâna Creatorului. Și de aceea îl urmăm pe Iisus cu o motivație corectă și cu o dedicare totală. Și cu asta veniți să ne apropiem de următorul grupaj de minuni. Potolirea furtunii, vindecarea doi îndrăciți și iertarea și vindecarea slăbănogului. După care Domnul Iisus trece pe lângă un chioșc al vamei romane din vremea respectivă și îl vede pe Matei și spune, vino după mine. Și în momentul acela, Matei lasă vama, își lasă slujba, își lasă câștigul, își lasă venitul și pornește pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ce ne-am face fără Evanghelia Lui? Fără Evanghelia Lui. Dragii mei, ar mai fi strâns în un pumn de argint. Și? Tot ce adunăm pe pământ, le mănâncă molile, rugina și le sapă hoții. Întrebarea este dacă am adunat ceva pentru cer. Or, Matei a făcut-o. Dar care să fie scopul minunilor? Mi-aduc aminte de cuvintele lui Pavel, care spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și aici urmează un lucru important. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Care Hristos? Păi cel care a curățit leprosul, cel care s-o vorbă, s-a vindecat robul, cel care... Și aș putea să înșir toate minunile pe care le-a făcut. Și atunci mă întreb, nu-i legitimă frământarea noastră ca și noi să așteptăm să se întâmple cu noi și prin noi ceea ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus Hristos? Nu-i legitimă dorința noastră de a ne ruga pentru bolnav și am dorit să-i vedem vindecați? Cu alte cuvinte, una din frământările teologice care trebuie să le rezolvăm în mințile noastre, dacă tot ce a făcut Hristos și ucenicii nu cumva ar trebui să se regăsească și în istoria bisericii, ce s-a întâmplat cu noi astăzi? Sau a schimbat ceva Dumnezeu în tiparul Lui de a lucra cu oamenii? Pentru ce a venit Hristos? Ne va spune ultimul tablou din această zi. Dar
Dați-mi voie să mă opresc lângă scopul lui Matei cu includerea acestor 10 minuni în capitolele 8 și 9. Noi am luat Evanghelia după Matei și am suprapus-o peste menoră, sfeșnicul cu cele 7 brațe din cortul întâlnirii și de mai târziu în templu. Dar observați, în menora noastră am pus două coordonate, o verticală și o orizontală. Verticala ține de el, orizontala ține de el împreună cu noi. Pe verticală noi nu-l putem ajuta, pentru că el trebuie să-și împlinească singur lucrarea, să o săvârșească pe cruce, dragii mei, în locul tău și în locul meu. Dar Domnul Iisus n-a venit doar pentru ai lui, ci fiind și fiul lui Avram, nu doar fiul lui David, el a venit să ducă binecuvântarea până la marginile pământului și aici are nevoie de mine și are nevoie de tine. Cu alte cuvinte, Matei nu la întâmplare începe cu cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Fiul lui David, moștenitorul tuturor binecuvântărilor. Fiul lui Avram, împărțitorul binecuvântărilor la toate familiile pământului. Dar priviți o clipă cele două aspecte. Dacă fiul lui David nu își împlinește lucrarea și nu câștigă tot ce am pierdut noi, dragii mei, noi nu avem ce împărți. Oamenii n-au ce primi. Și de aceea, prima întrebare îl vizează pe el. Cine ești, Doamne? Dar în momentul în care te întâlnești cu el, nu poți evita și un răspuns, o reacție. Poți să-l respingi sau poți să-l primești. Dar nu poți sta fără un răspuns. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Care este scopul minunilor? În primul rând, să-l prezinte pe el. Noi toți ne-am întoarce la durerile noastre și am vrea aplicațiile în bătătura noastră, dar Matei are un alt scop, să ridice pe Domnul Iisus Hristos până când divinitatea și mesianitatea Lui ne copleșesc și suntem dispuși să spunem, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Am început cu versetul 12 din capitolul 4, când Domnul Iisus auzise că Ioan a fost aruncat în temniță și el pleacă din Iudeea, se întoarce în Galileea și primul lucru pe care îl face în Galileea este să-și pornească lucrarea, chemând după el câțiva ucenici, după cum vom vedea. Dar în timp ce își face minunile, Ioan din temniță trimite pe doi ucenici cu o întrebare la Domnul Iisus. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Domnul Iisus se cunoșteau, doar Ioan l-a botezat și el i-a spus, lasă Ioane să împlinim tot ce se cade împlinit. Și Ioan a auzit glasul din cer, știa cine este el. Probabil că era interesat de sufletul ucenicilor lui, care acum, când el era gata de plecare, ar fi vrut să-i vadă în brațele Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne relatează Ioan. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Duceți-vă, spuneți-i lui Ioan, da, eu sunt. Nu putea rezolva lucrurile așa de simplu? Le putea. Cu toate acestea, el spune, duceți-vă și spuneți lui Ioan tot ce auziți și vedeți. După care vine și înșiră câteva din minunile lui. Orbii își capătă vederea, da? Șchiopii umblă, surzii aud, leproșii sunt curățiți. Dracii trebuie să asculte să plece, morții învie. De ce face lucrul acesta? Dragii mei, așa cum după primele trei minuni, Matei ne trimite la cartea lui Isaia ca să ne spună că Hristosul a venit să împlinească profețiile Vechiului Testament, așa cuvintele Domnului Iisus Hristos ne trimit înapoi la Isaia, dar de data aceasta în capitolul 61. În Luca, atunci când el a ieșit din apa botezului și după ispitirea din pustie s-a întors în Nazaret și când a intrat în sinagogă, i s-a dat sulul cărții și cartea s-a deschis la cartea lui Isaia. Capitolul 61 și a început să citească tot ce scrie acolo. Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Duceți-vă, spuneți-i lui Ioan. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare Domnul Iisus leagă credința tuturor, nu de sine și de minuni, ci de Scripturi. Cuvântul vine, sau credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cei doi în drum spre Emaus putea să fie liniștiți foarte simplu, arătându-le cuiele din palmă sau semnul cuielor din palmă. Dar el a început de la Moise, de la toți prorocii, l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. De ce? În camera de sus. De ce face același lucru?
Dragii mei, credința mântuitoare trebuie ancorată în Scripturi, nu în minuni. Și de aceea minunile în Matei, în primul rând, îl vizează pe El. Ridică înaintea ochilor noștri pe Domnul Iisus ca fiind Hristosul. Dar odată ce ne-am întâlnit cu El, răspunsul este inevitabil. Și de aceea Domnul Iisus îi mai spune prin ucenicii lui Ioan, ferice de acela pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Nu voi fi o pricină de potignire. Care este scopul minunilor în Matei? Dragii mei, îl vizează pe El. Cine ești, Doamne? Până când n-ai răspuns la această întrebare, nu te grăbi să faci multe lucruri, pentru că oricum n-are niciun rost. Și nici nu vei îndrăzni să pui întrebarea, pentru că prețul urmării lui Hristos e mai mult decât 2000 de porci, dragii mei. Pentru cei din Ținutul Gadarei, e mult mai mult. Trebuie să lași totul. Cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic să vină după mine. Și de aceea Matei adună minunile ca să creeze pedestalul pe care Hristos să urce înaintea inimii și ochilor noștri și să pricepem cine este El. Da, este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și cu aceasta veniți să ne apropiem de cele trei minuni care stau înaintea noastră astăzi. Și sunt mulțumitor lui Claudiu, care vine să mă ajute în a înțelege scopul Domnului Iisus Hristos cu minunile pe care le face. Prima minune, potolirea furtunii. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Ce fel de om este acesta? O întrebare cu care aș rămâne în minte atunci când citesc următoarele pasaje. Iov 38. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis până aici, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valorilor tale. Psalmul 65. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Psalmul 89. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării. Când se ridică valurile ei, tu le potolești. Psalmul 107. O, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire, să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se
coborâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primeștiei. Apucați de amețeală să clătinau ca un om beat și zădarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valul s-a potolit. Ei s-au bucurat că valul s-au liniștit și Domnul i-a adus la limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Doar Dumnezeu are putere peste natură. Cine este omul acesta? Probabil ucenicii ar fi trebuit să-și amintească textele acestea. Dracii, în schimb, în următorul tablou, știu, recunosc, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El a zis și s-a iscat furtuna. Dați-mi voie să trag câteva concluzii. Atunci când mă gândesc la lucrarea Domnului Iisus Hristos, El a venit să facă ucenici, pentru că binecuvântarea câștigată de El trebuia să ajungă până la marginile pământului. Ca să facă ucenici, El propovăduia Evanghelia Împărăției și demonstra puterea Împărăției. Dar până acum, atât în capitolele 5 la 7, la predica de pe munte, da, avem pe ucenici în jurul Domnului Iisus Hristos, dar erau noroadele, mulțimile. Imaginați-vă pe Iisus coborând de pe deal și mergând spre Capernaum, înconjurat de mulțim. De data aceasta, El urcă într-o corabie, mulțimile rămân pe mal și ucenicii pornesc împreună cu El, Iisus și ucenicii Lui. Oare care este lecția pe care trebuia să le dea? Ce trebuiau să priceapă ucenicii prin experiența aceasta? Aduceți-vă aminte că atunci când a urcat spre Galileea, primul lucru pe care îl face, pe malul mării, vede niște pescari și cheamă pe doi după el. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Așa și-a început Domnul Iisus lucrarea. Cu alte cuvinte, El se pregătea pentru Matei 28, pentru Marea Trimitere. Dar ca să ajungi pescar de oameni în jug alături de Hristos, martor al Domnului Iisus Hristos, trebuie să ajungi să-L cunoști pe El. Pentru că dacă nu-L cunoști pe El, n-ai despre cine vorbi, pe cine prezenta, pe cine urma. Noi nu chemăm pe oameni la noi, la o religie, ci chemăm pe oameni la Hristos. Și dacă tu, cel care vrei să faci misiune pentru El, să tragi în jug alături de El, nu știi cine este El, întrebarea mea este: pe unde vei chema oamenii? Ce le vei oferi? Ritualuri, de multe ori seci și necoapte, și chiar și între noi? Ce le vei da? Oamenii n-au nevoie, dragii mei, de formele în care noi turnăm religia noastră, oamenii au nevoie de Hristos. Și de aceea, abia în capitolul 16, Petru izbucnește: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cât de mult i-a trebuit să vină din Gadara până în Cezarea lui Filip, în gândirea lui, ca să-L descopere pe Hristos, să-L mărturisească pe Hristos. Și Domnul confirmă: Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Observați, nici unul dintre noi nu putem trece pe lângă această întrebare în adâncul sufletului nostru. Cine ești, Doamne? O, eu sunt acela care vindecă lepra, care poate potoli furia mării, care poate scoate dracii și porunci demonilor, care poate ierta păcatul, poate învia morții. O, dar lucrurile acestea numai Dumnezeu le face. Și rabinii și cărturarii știau lucrul acesta. Nimeni nu dă ploaie afară de Dumnezeu. Nimeni nu face să răsară soarele afară de Creatorul acestei lumi. Observați, ucenicii trebuiau să se întâlnească cu întrupatul Fiul al lui Dumnezeu.
cine este omul acesta? Ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Dar ceea ce e interesant este că Iisus dormea și când îl deșteaptă ucenicii strigând, scapă-ne că pierim, el în loc să se ocupe de problemă, cu problema din afară, se ocupă cu problema din ei. De ce sunteți plini de frică puțin credincioșilor? Și abia după aceea vorbește despre, sau vorbește cu valurile și cu vântul. Cu alte cuvinte, atunci când suntem pe o mare înfuriată și simțim că totul ne fuge de sub picioare, mai întâi trebuie rezolvată problema din noi, nu problema din afara noastră. Și problema din noi este necredința, neîncrederea, frica, teama. N-am învățat să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, pentru că El ne-a promis că va îngriji de ele și pacea Lui Hristos ne va păzi inima și gândurile în Hristos. Și întotdeauna problema este în noi. Aduceți-vă aminte când, cu altă ocazie, Iisus rămâne să dea drumul noroadelor, tocmai înmulțise pâinile și pe ucenicii zorește să intre în corabie, El se duce în munte, se roage și așa, la zorii zilei, când se îngâna întunericul și lumina, văd o nălucă venind spre și se sperie. Nu vă temeți, eu sunt. Petru zice, Doamne, dacă ești Tu, spune-mi să vin la Tine. Vino, îi spune Domnul Iisus. Parcă-L văd. Se apucă de marginile corabiei și încearcă valurile cu piciorul. Și când vede că e asfalt, își dă drumul la o mână, la cealaltă și pornește spre Domnul Iisus. Valurile au mari, se sperie, începe să cufunde și strigă după ajutor. Puțin credinciosule. Sau atunci când mai târziu, la vorba lui se usucă smochinul, plin de uimire, ucenicii stau, se uită la el și Domnul Iisus le spune, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și s-ar face. Cu alte cuvinte, ce vrea să zidească în inima lor Domnul Iisus? Și dați-mi voie să cred că marea nu s-a stârnit deodată, pentru că Psalmul 107 ne-a spus, El zice și furia mării se stârnește. Așa cum a liniștit marea, așa a putut și agita marea. Pentru că avea o lecție de dat și ucenicii o lecție de învățat în ziua aceea. Întoarceți câteva pagini. Capitolul 5 la 7, Evanghelia Împărăției. Capitolul 8 la 9, Puterea Împărăției. Capitolele 10 la 12, Misiunea Împărăției. Și capitolul 13, Pildele Împărăției. În capitolul 10, Domnul Iisus, practic Matei numește pe cei 12, după care Domnul Iisus îi trimite în misiunea împărăției. Vă întreb, ce fel de vreme zugrăvește Domnul Iisus pentru această misiune? Soare, liniște, pace? Nu, dragii mei. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Păziți-vă de oameni, vă vor bate în sinagogi. Vă vor duce în fața judecătorilor, în fața împăraților, ca să fiți de mărturie. Nu vă temeți ce veți spune. Duhul lui Dumnezeu care este în voi vă va da în ziua aceea ce aveți de spus. Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Voi sunteți mai de preț decât vrăbiile. Dacă niciun fir de păr nu cade fără știrea Tatălui, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Moare cineva fără să știe Dumnezeu? O, dar asta este o lecție greu de învățat. Pentru că atunci când se stârnește furia mării, Iisus doarme. Strigi și nu te aude? Cerul tace? Și întrebarea este, unde ești, Doamne, să-L deștept? Să vină în problemele mele, să mi le rezolve. Oare nu cumva Domnul Iisus își pregătea ucenicii pentru o călătorie pe o mare înfuriată? Citiți Faptele Apostolilor și veți vedea contextul. Și cu toate acestea, deși Iisus este la Tatăl, plecat dintre noi, El este în noi, El este cu noi, în mijlocul problemelor, în mijlocul furtunii. Dragii mei, elementul acesta este extrem de complicat de învățat pentru fiecare dintre noi. Problema nu e în afara noastră. Problema este neîncrederea mea. Uitați-vă la păsările cerului.
Uitați-vă la florii, la crinii de pe câmp. Uitați-vă la vrăbii. Uitați-vă la natura toată. Citiți psalmul 104-105. Tocmai l-am auzit cântat. Dumnezeu are universul și istoria, atașa mea în căușul palmei Lui. Și chiar dacă veți fi tăiați în două cu ferestrăul, moartea nu e stația ultimă. Există viață după moarte. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, iar Iisus doarme. Așa se pare. Oare doarme? Nu. Dacă niciun fir de păr nu cade fără știrea Lui, problema este în mine, nu în afara noastră. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Dar mă întreb, Doamne, ai fi așteptat să aibă mai multă credință după tot ce au auzit și au văzut? Dacă ar fi avut mai multă credință, cum ar fi trebuit să se poarte? Dar ce este credința în ultimă instanță? Ca să ai puțină sau multă? Ce este credința? Pentru asta în Biblie există un mare capitol al credinței, exact ca și un mare capitol al învierii. Evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Căci Dumnezeu, prin cuvânt, a creat totul și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. După care, autorul înșiră eroii credinței, unul după altul. Până când ajungi și în groapa cu lei și în cuptorul de foc și vezi realizările extraordinare ale credinței. Deci dacă ar fi avut mai multă credință, l-ar fi lăsat să doarmă pe Domnul Iisus, s-ar fi sculat și ar fi zis, taci, fără gură! Nici n-ar fi trebuit să strige, nu-i așa? S-ar fi făcut liniște. Ce înseamnă să ai multă credință? Mulțumesc frumos, Claudiu, că treci prin toate lucrurile pe care le găsiți în capitolul 11. Dar aș împărți în două, cum face Pavel, dragii mei, mai întâi realizările dorite de sufletul nostru, realizările credinței, după care cealaltă parte aș vrea să fug cât pot de o astfel de credință și de astfel de implicații ale ei. Oare care este credința adevărată? Observați, unii prin credință au cucerit împărății. Au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. Știți despre cine e vorba, nu-i așa? Prin credință? Au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost vitejii în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe și au primit înapoi morții lor înviați. Care dintre noi n-am dori o astfel de credință și roadele ei? Întrebarea este de ce nu s-a oprit textul aici și de ce continuă într-un mod ciudat în care eu n-aș cere o astfel de credință și rezultatele ei. Prin credință n-au vrut să primească izbăvirea. Au fost chinuiți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre. Au fost tăiați în două cu ferăstrăul, au fost chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Care dintre ei are puțină credință și multă credință? Știți cum continuă textul? Aceștia au fost lăudați pentru credința lor, ei, de care lumea nu este vrednică. Dar aduceți-vă aminte cum este introdus capitolul 11. Capitolul 10, versetul 39. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Spuneți-mi dacă ești în prima categorie, cu roadele, rezultatele extraordinare ale credinței, de ce să dai înapoi ca să te pierzi? Când zici o vorbă, se curăță lepra, învie morții, se liniștește furtuna, de ce să dai înapoi? Dar când trebuie să fii pribeag, îmbrăcat în piei de capre, tăiat în două cu ferestrăul, trimis la moarte, atunci noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
De ce este important mai întâi să pui întrebarea, cine ești, Doamne? Pentru că dacă nu știi cine este El, vei da bir cu fugiții la prima problemă. Semănătorul a ieșit să semene sămânța, sămânța cade pe un pământ pietros, pe drum, într-un pământ stâncos, un pământ cu spini și un pământ bun. Drumul nu intră în relație cu sămânța, dar ceilalți primesc cuvântul cu bucurie. Dar vine prigoana și procesul este avortat. Vin îngrijorările veacului acestuia și procesul este avortat. Cu alte cuvinte, a crede înseamnă a sta târnat de Hristos pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face El. Noi toți am vrea să beneficiem de puterile Lui, dar nu ne luăm timp să-L cunoaștem pe El. Pentru că doar cunoscându-L pe El, vei putea spune cu ucenicii la cine să ne ducem. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și cu asta, dragii mei, cu această întrebare de pe buzele ucenicilor, veniți să ne urcăm sau în corabia în care călătorim să ajungem până pe celălalt mal și să vedem următorul tablou. Doi martori, doi îndrăciți, care spun același lucru despre Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis El. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a reperzit de pe râpă în apă și a pierit. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Întrebarea care ne vine în minte din acest text este: cine are putere asupra întunericului, asupra lui Satana? Și sunt câteva texte care aș vrea să le citesc. Geneza 3. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Apocalipsa 12. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Apocalipsa 20. El a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani.
După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Numai Dumnezeu are puterea asupra demonilor. Dacă Iisus scoate afară dracii, legiuni de draci din acești oameni, înseamnă că chiar este Fiul lui Dumnezeu. Dar ca să poată birui, el a trebuit să accepte crucea în locul tău și în locul meu. Acolo pe cruce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, ieșind biruitor asupra lor. Domnul Iisus îl numește stăpânitorul lumii acesteia, Dumnezeul viacului acestuia, pentru că noi am vândut istoria și planeta în mâinile Lui prin protopărinții noștri. Dar ultimul cuvânt, după cum ne spune Scriptura, îl va avea tot Dumnezeu. Dați-mi voie să trag câteva concluzii. Imaginați-vă toată scena, cei doi îndrăciți sunt îmbrăcați, liniștiți în prezența Domnului Iisus, porcare au fugit, porții sunt înnecați și buluc vine tot satul, toată cetatea să-L întâmpină pe Hristos. Și când se uită în jur și văd tragedia, pierderea pe care Hristos, evreul, le-a făcut-o lor, cei care el nu mănâncă, ei nu mănâncă carne de porc și atunci el era vinovat de toate acestea, în loc să cântărească sufletele oamenilor pe porcii pierduți, te rog frumos, pleacă din ținutul nostru. Pleacă din ținutul nostru. M-am întrebat de multe ori, de ce Domnul Iisus nu scoate niciun cuvânt, nu se justifică, nu explică în niciun fel lucrurile, ci pur și simplu face stânga împrejur, se urcă în corabie, se întoarce în cetatea Lui. Există doi termeni, și în limba română, și în limba greacă, răbdare și îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare nu e o răbdare un pic mai lungă. Traducerea noastră, sunt doi termeni complet diferiți, hupomone și macrotumia. Dar ce e foarte interesant când citești Biblia, în dreptul lui Dumnezeu nu este folosit niciodată cuvântul răbdare. Pentru că răbdarea se exersează în raport cu lucruri, cu circumstanțe. De pildă, în raport cu lepra, în raport cu distanța dintre poarta cetății și robul sutașului. Răbdarea se exersează în raport cu furia mării și cu... Nu. Toate acestea, dragii mei, Hristos nu are nevoie de o astfel de răbdare. De ce? Pentru că El zice, se face, poruncește și se poruncește ea ființă. Dar întotdeauna numele Lui Dumnezeu în esența Lui conține celălalt termen, îndelungă răbdare. De ce are Dumnezeu nevoie de îndelungă răbdare? Pentru că ție și mie Dumnezeu ne-a dat libertatea de alegere. Și El nu trece peste libertatea pe care ne-a dat-o. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a pus înainte noastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. El nu pocăiește pe nimeni. Dacă tu nu vrei să te pocăiești, Dumnezeu nu-ți poate face absolut nimica. Desigur veți găsi alte teorii și alte lucruri, dar cel puțin textul nostru ne spune că Domnul Iisus Hristos, fără comentarii, a acceptat decizia gadarenilor, a urcat în corabie și s-a întors înapoi în Capernaum. El ne oferă mântuirea. Noi trebuie să o acceptăm. Și o acceptăm prin credință. Credința este mâna noastră întinsă. Oare de ce încep fericirile cu prima dintre ele? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, ferice de cel care își recunoaște totala neputință și vine la singurul care poate să-i ofere ceea ce el nu poate cumpăra, pentru că nu are cu ce. Și atunci, în ultimă instanță, această libertate de alegere, Dumnezeu așteaptă de la mine recunoașterea neputinței mele, a sărăciei mele, ca El să-mi poată oferi ceea ce numai El poate oferi. La oameni, lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Observați, Domnul Iisus poruncește mării, vântului, demonilor. Dar
respectă libertatea de alegere a gadarenilor. Și imaginați-vă, ei au zis, prea mare pierderea să-l primim pe evreul acesta între noi. Am pierdut toată hrana pe anul acesta. Ori Domnul Iisus tocmai terminase predica de pe munte și a zis, nu vă îngrijorați de ce veți mânca și ce veți bea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Dați-mi voie să deschidem și al treilea tablou sau să ne oprim în fața Lui. Vindecarea slăbănogului și iertarea Lui de păcate. Iisus se urcă în corabie și se întoarce înapoi în cetatea sa. Și Claudiu va citi textul. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Credința cui? Probabil la prietenilor lui, pe de o parte, dar cine o fi pornit la drum? Nu cumva slăbănogul însuși? Nu cumva este mâna întinsă acestui neputincios spre cel care putea să facă vindecarea? Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate îți sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrurile acestea, s-au înspăimântat. Au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. O astfel de putere ca să vindece lepra, să potolească furtuna, să scoată demonii, să ierte păcatele. O astfel de putere. Nu știu dacă mai am microfon, da, cred că da, încă mai merge. Mulțumesc. Dați-mi voie să trag concluziile. Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ. Dar când spune putere pe pământ, aproape că-ți vine să întreb, dar de unde vii? Cine ești? Are putere pe pământ ca să ierte păcatele. Ridică-ți patul și du-te acasă. Mi-aduc aminte de discuția dintre Domnul Iisus și Nicodim. Vine noaptea la Domnul Iisus și începe să-L perie. Știm că ești un proroc venit de la Dumnezeu, că-și nimeni... Și îl oprește Domnul Iisus și îi spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția cerurilor. Și începe discuția dintre ei. Cum se poate naște un om bătrân? Poate să intre iar în pântecele mamei lui? Ce face Domnul Iisus? Îl trimite în Isaia, capitolul 44. El, ca învățător al legii, ar fi trebuit să cupleze imediat, dar rămâne absolut năuc, pentru că nu pricepe ce vrea să-i spune Domnul Iisus. Și atunci Domnul Iisus începe să-l mustre. Dacă vă vorbim despre lucrurile pământești și nu credeți, oare cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer decât acela care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Cum adică ești acolo și aici? Cu siguranță îl trimite din nou la Scriptură, în Daniel, capitolul 7. Acolo avem în capitolul 7 desfășurarea istoriei. Imperiu după imperiu se ridică să calce în picioare totul. Și la un moment dat, fiara patra începe să hulească pe Dumnezeu. Și se deschid niște cărți și apare cel îmbătrânit de zile și începe judecata. Și pe urmă apare o altă imagine în care unul ca un fiu al omului este adus înaintea celui îmbătrânit de zile și primește stăpânire și putere împărătească, se așeze pe pământ o împărăție veșnică.
în care vor sluji oameni din orice norod, orice limbă, orice neam. El este Fiul omului. El a venit să așeze o împărăție pe pământ, dar cu ce preț? Ascultați cum continuă discuția cu Nicodim. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Restul știți și dumneavoastră pe din afară. Rostiți cu mine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați, Hristos a venit nu doar pentru doi îndrăciți, ci pentru întregul sat, întreaga cetate din Gadara. Dar El nu obligă pe nimeni, ci oferă tuturor. Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și Hristos a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Dar tu trebuie să răspunzi a tot ceea ce citești în Scriptură și tot ce vezi în ea. Dacă ne uităm doar la cele trei tablouri. În primul rând îi vedem pe ucenici foarte curioși. Cine este omul acesta de la ascultă și vânturile și marea? Apoi vedem întreaga cetate respingându-L pe Domnul Iisus Hristos, pleacă de la noi. E prea mare prețul ca să te primim. Pleacă de la noi. Sau îi vedem pe religioșii vremii respectiv îndrăgostiți de tiparele religiilor lor, zicând, omul acesta hulește. Omul acesta hulește. Imediat după aceea, Domnul Iisus Hristos trece pe lângă vamă și îl cheamă pe Matei. Vino după mine. Și observați cum se întâlnesc toate răspunsurile noastre la cine este Iisus. Dumnezeu îți dă libertatea să-i spui, pleacă de la mine. Nu vreau să am nimic a face cu tine, e prea mare prețul. Ce-o zică familia mea? Ce-o zică prietenii mei? Ce-o zică? Prea mare prețul. Lasă-mă în pace. Îmi pierd funcția. Sau, asculți chemarea Lui și te pornești pe urmele Lui. În capitolul 10, Domnul Iisus Hristos vine și vorbește despre faptul că El a intrat pe poarta Scripturii ca să devină poarta a mântuirii. El se numește Păstorul cel Bun, ca să adune din alte staule pe toate oile în singurul staul al lui Dumnezeu. Și El începe să vorbească și face afirmații incredibile despre sine. Eu și Tatăl una suntem. Cu alte cuvinte, dă dreptate duhurilor dracilor. El nu este un om oarecare, ci este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și de aceea își permite să-i spună lui Filip, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Ce scrie mai departe? Și aceasta este? Da? Cum ziceți voi că hulesc pentru că m-am făcut una cu Dumnezeu? Dacă nu credeți ce vă spun eu, nu mă credeți pe mine, credeți măcar în lucrările pe care le fac. Dacă nu fac lucrările Tatălui, să nu mă credeți. Care sunt lucrările Tatălui? Lucrări care numai Tatăl le poate face. Dar dacă le fac, da? Da? Chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea. Ca să ajungeți să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Că sunt ceea ce minunile și lucrările mele dovedesc despre mine. Credeți că Tatăl sau eu am fi făcut aceleași lucruri? Am fi vindecat lepra, potolit furtuna, am fi scos demonii, am fi iertat păcatul și am fi înviat morții. Dacă nu fac lucrările Tatălui, nu mă credeți. Hristos este recunoscut de lepros, de însutaș roman, este recunoscut de cei doi întrăciți, numit Fiul al lui Dumnezeu și recunoscut de un amărât de vameș, izgonit din societate, din pricina slujbei lui, dar respins de ai lui. Știți ce a spus când l-a vindecat pe robul sutașului? Vor veni mulți și vor sta la masă în împărăția mea, la masă cu Avram, Isaac și Iacov și fiii împărăției, cei care au primit invitația, cei care aveau prioritate, vor rămâne
afară. Cine ești, Doamne? Dar dacă te-ai întâlnit cu El, nu poți să nu dai un răspuns. Și Dumnezeu îți oferă opțiunile. Pleacă de la mine. Nu vreau să am nimic a face cu tine. Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate. Sau, vin, Doamne, las vama, las totul și vin pe urmele tale. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!